Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. E pe Megaval, exploziv, posesor al unui umor senzațional, cu tolba plină de istorii interesante, ironic și chiar sarcastic, face furori la radio, TV sau în podcasturile pe care le prezintă sau la care este invitat. Pare să fie la curent cu tot ce mișcă, zboară sau se mănâncă. A văzut și a auzit multe, așa că e momentul să vă surprindă sau să vă șocheze și pe voi, prieteni. Începe o ediție Mădălin Ionescu Show de neuitat. Doamnelor și domnilor, Cătălin Oprișan. Da, îi se spune omul spectacol sau cel mai amuzant gazetar sportiv, are însă mult mai multe calități și este într-adevăr prezent în platoul nostru, Cătălin Oprișan. Bună seara, Cătălin, bine ai venit. Înainte de a spune bună seara, nu mă cheam așa. Știi aia de la Speranța? Bună seara. Ce? Nu știi că n-a început domnul Dumitrașcu? Da, ba da, ba da. Și asta zic, dumne, nu mă cheam așa. Eu sunt Sorin Minea de la Rob Aliment, mă ocup de cârnați, dar am o soție care se ocupă de fenomenul sportiv și, asta și e. Dacă vrei, o, Doamne Dumnezeule, că vorbim despre soție, da. Sunteți în continuare împreună, da? Da. Ești foarte discret cu viața asta. Da, n-am. Bă, dar care e rețeta? Ai numit-o colega ta de apartament. Tovarășa de apartament. Tovarășa de apartament. Da. Dacă ai pus problema în felul ăsta, te iau de-n prima. Care e rețeta ta? E mai bine să fii coleg? Nu, glumesc, desigur, că dacă mă aud acum seara asta, rămâne mai ajunge acasă, la, da. La 3-4 da. Când m-o primi, nu. Dar am zis tot timpul că n-are nicio treabă ceea ce facem noi cu familia. Mai serie, cu familia. Ei sunt pe treaba lor, noi ca și cum ia la locul de muncă al ei, știi, bă, eu sunt alul ăla de la televizor. Ce legătură are? Și tot timpul am spus, fără să fim ipocriți, noi putem de mâine să nu mai apărăm. Și tu și eu. Bă, da, ești important. Nu. Mai important e la care nu ți-a gunoiul. Că dacă nu ți le iau o săptămână vara la 45 de grade, e mult mai important. Mai important e cel care nu-ți face pâine. Nu mai e cazul nostru, că nu mai mâncăm. Dar vreau să zic, adică sunt oameni, mai vorbim de doctor, profesor și așa mai departe. Dar bă, dar voi apăreți la TV. E o chestie de circumstanțe, de... Absolut. Da? Am avut niște ani în care am dispărut fiind lider de audiență. Am lăsat... Da. Exact. Am intrat în burnout. Vreau să te avertizezi și pe tine că există burnout. Da. O chestie în care eu n-am crezut. Am auzit că dorm foarte puțin. Da. Chiar vreau să te întreb cum... Am transformat. Citesc, domnul doctor. Te trezești la 5 dimineața nu știu câți ani. Ești de 30 de ani în meseria asta. Cu băiatul ăla care bagă la Easy Box, ăla mă trezește. Știi că ăla bagă la 5 și 10. Programul din militar unde sălășluiesc este următorul. Pornim pe la 3 cu... La 3 fix, vorbesc 3 noaptea. 3 dimineața, cum ar veni. Așa. Cu îndoitul peturilor, pentru că vine băiatul care îndoaie peturile. El are toate peturile și casele. Așa, cu tare. Auzi, okay. Da. Adormi un picuț 5 și 10, vine băiatul care bagă acolo, la poc, că scanează. La 8 fără ceva sunt băieții cu, de la salubritate care dau cu spatele. Dai. Și așa mai departe. Și ăsta este program. Bine, nu vin chiar în fiecare zi. Păi ești prezinți matinalul. Da, și te duci vesel. La KSFM, așa, după ce ai stat an de zile la matinalul de la Antena. Da. Reziști încă. Încă ești la vârsta aia, la cum să zic, limita organismul încă îți permite. Și eu am dormit între 3 și 5 ore pe noapte, deci de mii de ani. Citatul care... a fost așa, mă deliniartă, m-a fost așa, ați transformat somnul de prânz într-unul de noapte? Da. Eu zic, ca mare dreptate. Da, să fim sănătoși, bine, acum asta chiar e valabilă, știi, la noi, să fim sănătoși. Da. Nu mai merge, că n-ai ce ai, noroc să fii sănătoși. Nu, acum chiar e valabilă, să fim sănătoși. Începe să fie, o preocupare. Scârție, mi-a zis medicul, poate sunteți bolnav și de cenepită, m-am prins târziu. Cenepită. Târziu, zic, ia uite, are și domn doctor Panten, dumnealui. Ale lor. Alea mai complicate. Știi că după 45 de ani trebuie să ții prieteni. Dați-mi și imagini cu el să ruleze în video, știți că îmi place. Da. Ca să simt adrenalina asta. Trebuie să-ți faci prieten doctor după 45 de ani. Bravo, da. Duce la farmacie, mai poftiți pe la noi. Lăsați, doamnă. Avocații între 20-30 de ani. Da. Ai trecut de faza aia că sunt divorțurile, dar aici, aici ești tu. A? Da, pare greu de în crezut. În copilăria aia în care... Fezi de cosmonaut. În care ai învățat, în care ai promiteai, te duceai spre ceva. Am fost comandant de unitate. Comandant de unitate. Da. Chiar vreau să te întreb, ce s-ar fi întâmplat cu tine dacă nu pica regimul? Dacă rămâneam într-un comunist de ăsta de timp nord-coreean? Deveneam utecist.
Deveneai un pentru că am fost doar pionier și oim și... Intrase în televiziune oricum. Da, da. Ai fi rămas probabil, ai fi făcut o carieră. Eram urmașul lui Duban, pentru că dacă ne urmărești acum te pup Andrei, toată viața mea mi-am dorit să fiu Duban. El era mult mai șmecher și mai bătrân. Mai înetate. El a fost înaintea ta, da, era... atins de Ceaușești. Stai puțin, dar la asta el juca în filme cu Teodora Mareș. Altceva. Și era al nivel. El și Dan Amladi, doi zei existau. Da. Momentul în care Dan am lucrat exact. Antena, deci... În momentul în care intrai în TVR și găseai pe Duban la rubrica de copilaș. Bine, Dan Amladi nu mai era de mult la copilaș, dar tot îmbrăca un pionier și o dădeau. Și da. Duban la fel. Așa, doreai să devii Duban. Era, am mai avea deja primul iubit când... Exact, că da. Prezenta... Exact, exact. Ăla stătea acolo, pus caur, știi, și o aștepta. Da, pe tine chiar te-a pupat, Elena. Da, da, m-a prins la ICTB, la APAC. L-am stat o zi în așa, a venit 30 de secunde, am dat florile. Te-au verificat, te-au spălat cu spirit? Da, da. Mama ne fi membră de partid. Dumnezeu să ierte, doar tata. Bine, tata era ce trebuie. Da, tata era... Era în armată, era la Straja Patriei. Exact, ofițer al Armatei Române, era... Apropo de protocolul pe care trebuiau să-l urmeze copiii ăștia cu talent de vremea respectivă, că și Mircea Badea a fost la un moment dat anul nou sau da, ceva de da, genul da. Ăsta. Adică viitorul cumva se prefigura, erați aleși... Așa? Se dădea pe telefon. Ce a fost? Te-au dat cu spirit, că de-aia te-am întrebat. Nu. Te-au aranjat într-un fel? Nu, au spus doar atenție cum ții florile, pac, pac, da? Pac, se pupă pe obrazul stâng întâi, pe obrazul, nu dă în cap în cap, dai un cap așa. Okay. Vezi că tu fiind mai mic de statură, Dumnezeu să pleacă, okay. Da? Că venea, era un picuț așa, așa. Nu prea vedeai nimic și nu-ți mai aduce aminte nimic, pentru că erau 20 de din alea de la Ager Presc, flambeta aia, cum zic eu, becul ăla, știi, da, de la aparatul foto. Și când au început ăla să facă zic, 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 n-ai, te trezești. Mai știai, da. Gata, s-a terminat. Băi, cu tare, ai primit două portocale, șmecherie pe vremea aia, un Pepsi și ceva de mâncare. Și nu știu în fund după aia. Hai că dă-i drumul. Dar înainte, da, mamă, tată, frat, surori, adică nu chiar așa. Da, ai rămas tu cu apa cu întuneric. Cu apa cu întuneric, da. La Pepsi, exact. Hai să zicem și Coca-Cola, ca să nu se supere pe noi. Da, eu pe asta. Mai zicem ceva, mai e ceva? Da, mai e ceva? American Cola. Nu știu, American Cola. American. Curiosity Cola, că am văzut că da, aoleu. Intră. Da, da. O copilărie interesantă, ai dat și tu, ai avut și tu golanii cartierului? Nu mai golani. Dar ai primit o poreclă interesantă alifie. Da, nu mă lăsau la strand. Nu mă lăsau la strand, eram alb. Adică nu mă lăsau în sensul că toți băieții, am mai povestit, ei veneau așa cu conjunctivite, că făceau baie pe lacul Morii și erau toți așa, sau pe strandul două ligheane de la Overturii, unde era o apă verzuie. De calitate. De calitate, ligheanul mic, ligheanul mare. Dar uite, uite cum arată. Uite, așa vrei să ajungi ca ăștia? Că erau canamicina în buzunar umblau toți. Da. Și atunci am stat așa. M-am trezit la 20 de ani că nu știu să not. Adică dacă mă bagi în cadă și dai apa un pic mai sus... Mai pierdut. Face atac de panică. Și mi s-a spus alifie, dar vezi eu acum întrebându-mi, ia zi-mă o pricene pe repede înainte, toți prietenii din copilărie, n-am unul de să-i știu numele cum era, că era Dobironț, era Griguță, Cătălin Borfașu, Robot, numele Limbă. Numele de familie, nimic. Nu, da. Nu, nici numele mic, mi-e greu, să, mi-e greu să vii la nu știi ce au ajuns, ce la Uian, care era fratele, el era un pic mai citit pentru că era student, demonta tot timpul o Lada și rămâneau piese când le punea la loc. Da. Și rămâneau două șuruburi, toată viața. Băi, cum mai mergi cu asta, că ți-au rămas niște piese? Adică o copilărie senzațională, cu tubermane, cu invizoace, frunza și așa mai departe. Am prins perioada în care Ceaușescu demola tot ce înseamnă partea de militar ca să se apropie de lacul Morii și atunci trei sferturi din copilărie erau în demolări. Bun, da? Cred că s-a prescris, dar cât am tăiat tubermanele, le-am nenorocit multe blocuri în construcție. Acum s-a prescris, nu mai poate să mai mă prindă. Da, s-a dus. Adică n-am avut țară. Adică bunicii mei stăteau tot la bloc. Mă luau de aici, mă strămutau la tecuci tot acolo și nu înțelegeam ce trebuie să stau într-o garsonieră sau în două camere. Hai mă înapoi la București. Ceilalți copii erau toți capră, oaie, cal, porc, nu știu ce, roșie, cu ce roșie, mă? Că nu, era tot. Așa a fost să fie, știi? Și pe toți pe care îi prind acum îi întreb, zi-mă și mie, cum era cu copilăria? Cum mâncai corcodușe din copac? Asta pe care tu n-ai avut. N-am avut-o. Ai avut în schimb aceste interacțiuni care te-au ajutat foarte mult. Pe da. Zona umoristică probabil că te-au predeterminat cumva, te-au configurat un pic. Contactul ăsta cu golanii era fabulos și noi aveam. Oh! Am avut niște băieți la bloc. Imagine. Pe mine m-au poreclit poetul, probabil că... Ai fost așa, da, mai... Era, timpul dădeam cu capul de stâlp, nu de altceva. Da, de departe, adică... Mergeam acasă și mă chinuiam să mă gândeam, adică mă gândeam să încerc să explic glumele făcute. După care, atenție, se învăța și până sâmbătă, adică și sâmbăta, și mergeai duminica la fotbal în școală, unde alții, adică nu mai erau prietenii tăi, erau ăia grei. Mamă, motoretă, cu
locotenentul, cu Miții Majaru, cu toți aveau băieții între patru pereți, singur între patru pereți, că trecuseră un pic și pe la X Factor, știi? Da, da, da. Aprozar, care lucrase și mai, na, băgase mâna în zvastul în caraiman, cum se zice. Da. Și acolo tu stăteai pe bancă, bă, lângă ne așa picioarele, că n-ajungeai până jos, că erai mititel. Și aia, după ce se plictiseau ei de fotbal, să joace, zicea, băi, roșcatule, vino mă încoa, treci și tu. Păi mai vorbeai cu cineva a doua zi când jucai cu ăia? Se termina. Păi, cu Tigana? Când jucai cu Tigana în școală? Nu răspundeam la nimeni, puteai să mă saluți. Apropo de Tigana, mă, că mi-am amintit, era un fotbalist. Jana Mandu. Bă, intrăm rapid în poveste. Hagi a fost așa, după generația Tigana, cumva. Da. Tigana era cu Balaci, da, contemporan, da, mai mult de genul. El era anii 80 Platini, pur. Exact. Trezor, Gireș. Trezor. Tigana, Platini și care... Platini era mai așa. Da. Dar suna bine pentru că noi nu știam și îi ziceam Tigana. Bine, am avut fotbaliști de nivelul ăsta, adică Balaci, pe unde l-ai vedea? Că pe Hagi l-am făcut foarte mare. Și a fost inclus în niște topuri internaționale. Da. Avem niște băieți care, din păcate, din cauza regimului, n-au apucat să se confrunte, corect, să zicem, decât parțial, corect, cu niște forțe. Hagi cu Dobrină, poveste uriașă, pentru că dumnealui, Dumnezeu să-l ierte, n-a vrut. Adică oamenii... Deci la Madrid. Da, oamenii au venit, s-au dus acolo. El a jucat la meciul de retragere a lui... Ce avem aici? Aici e un Craiova Steaua. Da, cu Balaci. Da, Balaci, uriaș, Dumnezeu să-l ierte. Ce om. M-a pus și de la gazetă să fac interviu cu dumnealui, ne-am dus să scriem, băi, lasă interviu, mă, bași tu de la tine, umpli două pagini, hai să mâncăm un cocoșel. Da. Neiliuță, e viața dumneavoastră. L-am avut invitat e foarte greu. Vremuri la, da, Național. Da, uriaș persoană, da, și fotbalist imens. Gicu Dobrin, cel mai mare boem din istorie. Istoria. Da. Vină ea de la Real Madrid, deci tu te joci și participi la meciul de retragere lui Paco Gento. Niște băieți amărâți, Paco Gento, Santillana, Piri, adică aveau 800 de meciuri fiecare pentru Real Madrid. Da. Și ăia îl miros și vin încoace, nu știu ce, și zice, dați-ne un pic o săptămână. A fost și un meci, Argeș Madrid cu 2-1, nu? 2-1 și după, da, aia și... Am luat, bun, nu știu, 5-2. Și am vorbit, Nagi, cu cum a fost acolo. Bă, ce Cătălinu și m-am plictisit rău de tot. În primul rând că, bă, era Crăciunul, bătea la ușă. Nu, azi întâi am intrat prin fiecare cameră și aia îmi dădeau cât un, în 70 un pic, îmi dădeau cât un ceas de plastic cu Real Madrid. Dobrin, si. Dobrin. Bă, când am venit, Dobrin avea 100 de ceasuri, frate, zice, de plastic. Aia făceau marketing și PR acum 50 de ani. Una la mână. Da. Doi la mână. A zis, băi, niște mâhniți, că îi dădeau ture de stadion, alergau. Păi și Mata ce-ai făcut? Am găsit masorul și am dat craci. L-am prins pe masori, dădea în craci. A zis, cum să alerge cu Dobrin de jur împrejurul terenului? N-ați alergat, nu, Cătălinuș? Și am jucat acolo, diri, craci, ca pătrățica cu masorul. Și după o săptămână mi-era dor de Gica, de soție, da, și de băieții de acolo, zice, și i-am zis, nu ne-a puiul, rapapor, ne-a puiule, hai, dibre acasă. Deci tu fiind în curte, la propriu în curte al Real. Această oportunitate, această ocazie, da, uriașă. Balaj la fel, AC Milan bate la ușă, dar are accidentarea aceea urâtă, care i-a și cât pus capăt carierei. Da. Da. Nu mai e, Balaci din Craiova Maxima, nici la Dinamo și nici așa, și spusă chiar de dumnealui. Gicuță Hagi are anii aceia senzaționali, Real Madrid, chiar dacă nu prea se înțelegea cu Barcelona și după aia Galatasaray. Adică acolo, dacă tu acum aș pui Hagi, mănânci urmă gratis. Da. La turci. Nu știu, cred că îți fac discount oricum. Da, da. În stilul turcesc, știi că pornesc de la un preț uriaș și tot, dar să fac un discount. Ei, e adevărat. Asta a mers din inerție, țac, pentru că a fost... A fost mai mare, sigur, a fost Hagi, pentru că asta a fost performanțele lui, l-au, da, dus unde l-au dus. Dar mai bun, cine a fost? E greu să-l compar. Cei trei, Balaj, Dobrin... Adică Gicu Dobrin se oprease în cheia la șiretru și tu nu-l atacai, de bun simț. Lui Balaci a făcut fractură. Da? Peste câțiva ani. Discutăm 70, 83, 84 și îți face fractură în 14 ani. Băi, lasă-mă. Păi, dribbling mi se pare că Balaci asta. Da, figurile asta mai bine ca Hagi. Gicuță când le dădea, ia uite. Dar Gic avea acest stâng fenomenal cu care... O perioadă proastă cu părinți decedați și așa mai departe. Adică a trecut printr-o perioadă mai ciudată și el venea undeva unde toți ziceau, băi, nu te-ai adaptat în fotbalul spaniol. Ia uite-l aici. Ia uite-l aici cu Oviedo. Da, n-ai ce să... Și s-a închis. Am văzut un gol acum recent de la 60 ceva de metri. Am fost la meciul de retragere lui Adi Mutu la Cluj și au ieșit toți supărați din vestiar că i-a certat regele. Păi ce mai bășcălie aici? Păi zice, zeule, rege, e meci de retragere. Nu există pentru mine așa ceva, mă. Doi pe post? Cine joacă în locul tău dacă ești să ieși? Hai mă, Gică zice că e de retragere și că la bășcălie pentru public. Bă, e meci. Deci cine bate loviturile libere, vreau să știu cine stă în poartă, cine cu tare. La un meci? Hai nu știu, că e urât să spunem. Dar la un meci de retragere în care faci spectacol pentru cei din... Nu, a zis, cum să? Dar se și vede în modul în care lucrează la viitorul, la farul acum.
Cum e adică Hagi, nu... antrenorul versus Hagi, jucătorul? E povestea o băieții. A zis, domnule, tu de obicei, dacă vrei să ori să afli că e antrenorul mare, ori să-ți bați joc de el, să-l nivelezi, îi spui în timp ce el zice să o dați acolo, dar arătați-ne nevastă cum. Iar arătați-ne cum trebuie. Că așa am înțeles că trebuie să o dăm la vincul. Zice, regele și în pantofi, așa o dăm vincul. Și ai tăcut atunci. Nice, știi? Da, mă, te-am înțeles, ești bun, teoretician, ești mecher, trebuie să mutăm așa, dăm 8 goluri. Ia dă-o tu. Sau batem lovitură liberă cu 3 în zid. Cum o dăm la vincul? Ia arătați-ne. Și regele o ia, o pune și o dăm vincul. Momentul ăla nu, mă, ce să mai zici? A, că nu nimeri 10. Da, cu toți contestatarii, etc. N-ai ce să faci. Adică sunt niște zone pe care n-ar trebui să... Oamenii au plecat la 5 ani de acasă, 6 ani. Nu știu dacă e o justificare. Aici, da. Dar marele nostru sportiv acum, Cătălin Chirilă, el se duce și stă 11 luni plecat de acasă. Eu chiar l-am întrebat și nu e bășcălie. Tu te-ai scos de la întreținere? Și m-am găsit și cu soția dumnealui. Zic, sărmâna, băiatul, zic, îl vedeți o lună, dar e calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Da. Știi? Doamna Lipa, mod în care poți face. Da, doamna Lipa a venit și le-a spus, acasă noi, dacă stăm să mâncăm mititei și pâine cu unul, hai să plecăm cu toți în Italia. S-au dus în Italia, că pe Snagov, știi că îi răsturna pe toți, cu treceau băieții cu schijeturile, cum naiba se cheamă, și îi răsturnau pe toți. Și a zis, bă, vreți medalii? Să luăm pe la Tokyo, pe la Paris, pe la astea, dar hai în Italia, tată. Și au plecat 7 luni de acasă și a zis, doamna Lipă, dar noi nu ne vedem nici rudele, nici de... Ce se întâmplă azi? Hai să facem o comparație. Era un regim autoritar, într-o variantă aproape nord-coreană. Da? Da. Care nu era ok, atenție. Nu. Că noi tot spunem acum, dacă o iei pe hârtie, ad literam nu era ok. Nu. Erau niște, să zicem, chestii bune în principiu, dar foarte puține din perspectiva unei societăți normale. Cu toate astea, performanțele sportive erau uriașe. Da, pentru fără că baze, dorința a murit. Fără baze. Astăzi, dorința și respectul, sunt două lucruri. Să obții bani. Găsești nu, stau pe telefonul mobil. De ce să mă duc să alerg de să dau 4 ce se întâmplă? De păi ce mami cu tati iau bani. Era exact ca în filmele alea de le vedeam noi comuniste. Intra antrenorul, atenție mare, cel mai important în istorie, antrenorul, proful ăla, spionul ăla, acum e cu scooter, cu scouter, cu nu știu ce. Nu, tată, era proful care intra cu fesul pe cap, intra în clasă, zicea, ăsta Mădăline Pișpiriu, merge la volei, că e înăltuță, ăla grasul, judo, să vedem lupte greco-romane. Care-i mă mai nervos? Ăla, dă cu pumnul. Băi, dai cu pumnul, ia vină mă în coastă, dai cu pumnul la sală, nu mai fi smart 2 în clasă. Hai, fetele, ia uite-o pe aia, umeri mari, cutare, canotaș. Păi eu sunt în Botoșan, noi n-avem apă aici sau din cutare. Las că mergem noi la Dunăre și găsim noi sau la Snagov. Hai, pac, pac, pac. Unde? Cine mai plătește pe oamenii ăștia? Nu mai există. Proful de sport te suna. Tovarășul Mădălin, am unul bun în clasă, frate. Nu vrei să-l iei la tine la club, că să-i rosești aici, în curtea școlii, rupe tenis. Veneai, pac, îl luai. Doi, plecai de foame. Era exact ca în filme, exact cum spuneam, intra ăla în curte și zicea, cât sunteți, bă, mâncavar, tata, ai 6 ani și aveți ce să dați de mâncare? Bă, nu. Dacă ți iau pe ăia doi și le dau 2 mese, ce faci, dă-ne-i boxeri? Domnul antrenor, chiar boxeri, gura! Hai voi doi încoace, vă dau de mâncare. Și plecau, că erau sărmani. Nu aveau posibilități. Și plecau. Acum să vin eu la tine, păi mă duce mama cu mașina până la poartă, la fotbal, mă refer, plătim banii așa, eu de ce nu joc, mă? Păi nu vedeți că copilul ia motricuță așa, dă cu stângul dreptul, dați-l pe vioară, pe chitară, pe ceva, nu pe fotbal. Păi cum nu plătesc la fel? Era dorința aia. Acum mai performează doar cei care își doresc cu adevărat. Punct. Statul român ne ajutându-i deloc. Suntem singura nație din lume care... De statul român l-a băgat pe Gică Popescu... A închis Ministerul Sporturilor în an preolimpic. Nu există în istoria omenirii așa ceva. Deci noi tindem, tragem să ne calificăm la Olimpiada de la Paris, cum zic eu, da? De la Paris. Frumos. Bun. Tu ce faci? Închis și dai lui doamna Lipo în birou? Ce zici acum? S-ar putea să se întâmple la un moment dat. Adică nu mai avem mult până când vom participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Nu, dacă mai avem încă oameni. Le organizezi pe alea cineva. Da, mai avem oameni ăștia care când ți arată palmele aici e carne vie. Și atunci, atâta vreme cât există oameni ăștia, nu murim. Nu murim. Cât e un Popovici, cât sunt oamenii de la canotaj, cât mai sunt fetele de la atletism. Adică eu aș putea, nu eu, că nu sunt Dumnezeu, dar dacă vrei jucăm fazan pe literele alfabetului românesc, da, spunem stop undeva și luăm orice spor și eu ți-l demontez. Adică plecând de la atletism până la atletism. Vin fetele alea să alerge la Tineretului, pe stadionul Tineretului, ele au campionat balcanic, se pregătesc să reprezinte România la Balcaniada, la Seaba aia, și vin doi mai grăsuți așa ca mine, ia dă-te mă că și noi am plătit 10 lei, alergăm împreună. Doamne, nu putem, că eu plec în sprint, eu dacă prind 30 la oră și intru mata care ești mai corpulent, rupem cu tare și așa mai departe. Box, care box? Federația noastră a fost suspendată 15 ani, de 10 ani, exagerez, pentru că s-au certat între ei și a zis, auziți, hai opriți-vă puțin să facem liniște. Rezolvați-vă la voi și mai stăm de vorbă. Canotaj, dacă nu era doamna Lipă, 2012 ochelari de soare începe să plângă, lacrimi că nu luasem nimic. Nimic, zero. Coada de la covrig.
Și a zis, lăsați-mă puțin. Da, e un moment nasol, lăsați-mă un pic. Și se duce la ministru și zice, îmi face și mie două culoare la Snagov? Nu pot. Nu puteți? Nu. Șt, hai băieți, în Italia toți. Și ăia se întorc de acolo să duc la Tokyo o medalie. Ăia să duc la campionatele de la Belgrad acum să califică 40 de inși. Rupere. 40 de inși. Rupere. Dar nu e ajutorul statului, nu este sistemul, nu este nimic. Este voința unor oameni. Luați pe persoană fizică, cum zicea domnul Vanghele. Pe persoană fizică, băi, da? Nu este... Hai. Și după aia venim, știi unde este demagogia și românul, sportivul român. Ia oprește-mă, el e sportiv român în pașaport, corect. Nu negăm asta. Cu ce l-ai ajutat tu, mă? Cu ce l-ai ajutat tu? Păi dacă intri, se face pielea, nu trebuie engleză. Se face pielea ca de găină. Dacă vezi baremul, bani, nu baremul sportiv, banul, loveaua, cașcavalul, sportivilor americani incluși în lotul mare, da? Care nu au ajuns la Tokyo. Adică, bă, te văd bunicel, așa facem un lot de 50 de inși la înot. Din ăla 50 lărgit. Rămân 20, din ăia 20 rămân 8 miezi. Îi au 3.000 de dolari pe lună, care n-ajung. Dar ei sunt în trial, ăia cum vorbesc ei, mergem în trial în, da, în Miami, la bazinul de la Miami, și suntem 50. Și eu vin și spun, tu, nu. Dar ăia 3 luni cât au fost acolo și ai concurat. A primit banii ei. La noi am tăiat bazinul, l-am făcut cu 20 de centimetri mai mult, că a furat ăla și a furat și cimentul și a furat și faianța. Și când a venit ăla să măsoare, a zis, vă trebuie 20. Băi, sunt 24-80. Nu pot să vi-l omologhez. Aici, pe la drum, în Bucurobor. A zis, ce ați făcut băieții mei? Băi, a luat și ăia cască, nu se vede, oricum e mai lung. Și el a zis, bă, sunteți nebuni, aici e vorba de record mondial. Nu pot să-l omologhez dacă ăsta n-are 25. Lasă-mă, nu merge. Miliarde de mai chestii. Scurt, suntem buni. Două lucruri importante au dispărut. Da. Antrenorul ăsta, proful ăsta, ăla, bătrânul, care avea ochi, zicea ăla. Acest om dedicat. Ăla. Și bătătorul de covoare din spatele blocului. Ăla e cel mai important lucru. Eu sunt nebun cu ăsta. Băi, ai mai spus asta de bătătorul. Acolo veneau fetele și le vedeai motricitatea, făceau din alea, așa că le văzuse pe Nadia. Ai, nu pe Nadia, dar la prosăr Daniela Silivaj și așa mai departe. Daniela Silivaj joacă în videoclipul lui Whitney Houston. Jocuri olimpice de la Seul din 1988 au imn oficial Whitney Houston One Moment in Time, dar nu au clip. Și atunci a zis, bă, noi am scos melodia, dar nu avem clip filmat. Și a zis, tăiați bucățele. Și la un moment dat în Give Me One Moment, așa apare Daniela Silivaj cu, adică să nu uităm, da? În generația 92, că tocmai ai pomenit-o și așa, s-a terminat și acolo. Când s-a închis cu Bulimar și cu Iordache, cele două fete nebune, cele mai ticăloase din istoria gimnasticii și gimnaste bune, și cu Drăgulescu. Trei nebune am mai avut. Ce, mai zi repede, acum un gimnast. Bă, e vina cuim? A noastră, a românilor, a politicului, a cuim? A politicului. Ai 34 de miniștri, care s-au 34 de, nu de, de mandate. Că unul a mai fost de două ori în 34 de ani la sport. Reține, 3-4. Ce faci? Că tu până să te pui tata afară. Nu, dar care a fost ăla, cel mai bun ministru al sportului după 90? Unul cu o strategie, zi-mi și mie. Care strategie? Că tu știi că cu ceva, cu o viziune. Păi eu știu că tu mă dai afară într-un an. Unde apuc? Eu n-apuc să ajung la Suceava. Nu-i cunosc pe ea. Că m-ai dat afară. Pac, a venit, nu s-au mai înțeles alianțele, țac, nu contează partidul politic, nu, asta e important. Pac și nu mai ești. Păi stai, mă apuc acum să fac strategii. Asta domnul Novak, 3 ani jumate. Asta ceva. Și care e revoluția? Ce s-a întâmplat? Ce revoluție? Jocurile olimpice de la Tokyo, gimnastica românească, aia șmecheră, Marian Drăgulescu, 40 de ani și jumătate, accidentat, s-a lăsat de 15 ori, a fost la toate show-urile de supraviețuire și a zis, băi, vinul că n-așa. Maria Holbur, 18 ani, s-a lăsat a doua zi după Jocurile olimpice și Larisa Iordache, 9 operații grave, dintre care 7 la picioare și 2 la rinichi. 9! Și a zis Cătălinuș, nu că nu apucam să mă sui pe bârnă, eu nu puteam să ajung până acolo, că eram ciuruită. 3 reprezentanți ai României. Jocurile olimpice de la Tokyo. Vorbim de ultimele jocuri olimpice până să apară asta. Gimnastica românească. Deci, bun. Dar tu când vii și, iartă-mă un pic, când vii și concurezi cu ăsta, mă, cu Marian Drăgulescu și îl vezi că omul nu mai, el recunoaște, bă. Bă, tu n-ai cohone pe tine de nicio culoare. Bă, eu am 16 ani. Cum mă face, bă? A, experiență, ani întregi și așa mai departe. Bă, dar eu n-am, bă, unchiule, ia stai, mă, să o punem parte, că eu te întreg, mă. Și merg cu tine la Tokyo. Sau îți iau locul. Că eu am 16 ani, frate, și am viitor în față, matale, ai fost pe la show-urile alea, ai tăiat până Dominican, ai mâncat furnici, ai mâncat greieri. N-ai cum să, știi? Nu, lasă-mă, Drăgulescu, mă, e marocan, păi are 6 jocuri de ediție, lasă-mă să ducă tot el. Tată, 40 de ani și jumătate. Larisa, ciuruită, trăgea picioarele până acolo, a zis, Cătăline, nu poți să descrii durerile alea. Când îți face injecție și a zis aia, vezi că dacă mai sări de două ori, s-ar putea să rămâi fără rinichi.
Adică nu mai e de picior, de gleznă, de ciolan. Deci cine ne mai scoate pe noi din disoluția asta, din prăbușirea asta? Mai avem niște chestii individuale. Ne mai bucurăm pentru un Popovici. Da. Pentru Simona Halep până acum când au scos-o, gata, definitiv. Pentru că părinții lui. Pentru că părinții. Pentru că părinții. Da, individual. Da. Și voința omului acela. Eu am mai zis-o, ca națiune suntem dezastru. Individual avem niște vârfuri, avem niște chestii. Ca națiune nu reușim să fim națiune, în primul rând. Adică ceva ne împiedică să facem acest pas. Nu te mai ataca nimeni. E o țară închisă și distrusă, dar nu te mai ataca nimeni după cel de-al doilea război mondial. Nu, ne atacăm singuri. Da? Este sport național. Cazul ăsta, aici, acum știi, mustește patriotismul noi și începem să spunem, domnule, nu poate să fie. Simona Halep. Au fost, da, 4 ani. Știrea zilei, practic. Da, 4 ani. Interzisă. Sunt sportivi uriași care au fost prinși călcând pe bec. Imenși. Da? De la Vecchia, că am vorbit de 88 și Seul și așa mai de, mamă, ce tare aleargă și venea, ce tare, mă, că ăsta era... Aici, degeaba, dacă are succes la ta și noi veni și spune, bă, Simona, ai luat cu tare și ea demonstrează în 2-3 săptămâni că nu e așa, ce mai zici? O, nu mai erați, mă, șmecher voi atunci seara, pe 13 septembrie, când ziceați că e dopată? Noi nu cunoaștem lucrurile astea, în sensul că cel mai bine ea le știe și staful ei. Da? Sunt niște pastile. Ea neagă, e destul de vehement. A zis că aia în urină s-a găsit. Rox a dus statul. Rox a dus statul, este în urină. Da, câteva, nu știu ce. Deci, contaminare, admit că le-am luat. Tu cum miroși să aduc statul ăsta? Merge așa cu mine la farmacie aici, la Piața Presei Libere și luăm unul de 620 de euro împreună? Ia, mă, Mădăline, și tu o pastilă, mi-au și eu una. Ți le dă cineva, ți le... Victor Hănescu, discuție, versus cu Rafael Nadal. Zice, eu toată viața mea mi-am dus geanta singur la Wimbledon. Păi cine trebuia să o ducă? Băieții ăia. Eu toată viața, după ce am jucat un meci de tenis, m-am hidratat cu 3 bericioace. Păi și ăla se hidrata, avea un băiat care îi număra gramele, zic, miligrame. Hai mă, cum e la mișto, mililitri, cum adică? Îi spunea așa, foarte ușor. Ai jucat 2 seturi. De ce să bem 3 litri de apă? Că organismul nu are nevoia ta, să umflă burta. Hai să bem pentru astea 2 seturi, că ai jucat 34 de minute. Mâine când vom juca 4 ore, bem apă pentru 4 ore. Eu zice, mă duceam 3 bericioace. L-am bătut în octombrie, l-am uscat pe Nadal, care era un copil de 17 ani și dădea perișorul, a acumulat atât de multă experiență până în mai, că m-a bătut și l-a mai bătut niciodată. A, mă, Victore, și contează asta, a zis, ușor, nu te aprinde. Om care avea grijă de PR-ul lui. Sunt obosit, nu ești obosit, mergi și semnezi lor, că ia-ți viitorii tăi fani, sau actualii tăi fani, da? Și cresc o dată cu tine. Păi nu mai pot ca și 4 ore, acolo te duci. De ce bei atâta? De ce faci aia? De ce faci aia? Deci la nivelul ăsta în care ei să duc în cameră hipobarică de acum 20 de ani, noi băgam dădeam ăla cu gheață pe picior și ia-mă două beni și făceam la gata, mă, s-a rehidratat băiatul. Merge și ai mai avut rezultate. Ai mai avut, pentru că a fost inerția asta. Ai avut. Dorință, respect, inerție și așa mai departe. Dar s-au terminat, că poate să fie și inerția asta, să meargă de 90 cât? Te-ai dus în 2000, te-ai mai dus în 2004, în 2008, pe parcurs s-a desuflat mingea. Și n-ai mai venit cu nimic. Și de-aia în momentul în care noi văzut noi cum am stat acum la Popovici la campionat. Băi, n-a luat. Deci o țară întreagă, e foarte frumos ca idee, că stai concentrat. Hai că e ăla, bă, la 18-20. Cine n-ai, bă, s-a uitat la sport la 18-20 vreodată? Sau la 18-23 când începeau nebunie. Bun, și ăla n-a mai putut săracul, că și el om. Și au venit unii mai buni. Băi, nu mai e, mă, Popovici ăla care. Bă, suntem nebuni. Și-a luat-o în cap. Băi, nu mai e, mă, gat. Nu, băi, v-am zis, era un foc de paie. Dar omul e calificat și așa mai departe. Toți suntem pricepuți. Bine, oricum ne pricepem la orice. De-aia și aici. Ce face acum? E dopată versus n-are, bă, cum Simona noastră? Noi vorbim doar cu sufletul, știi? În momentul în care ea vine și spune, acolo e pașaportul ăla biologic, acolo despre pașaportul ăla biologic poți să vorbești 5 zile. Că acolo e de fapt treaba, da? Când au băieții ăia prin Turul Franței și prin Il Giro au început să se dopeze, agențiile au zis, bă, hai să facem ceva, frate, că ăștia să-și bagă în seringa, în vene, Doamne iartă-mă, că nici nu poți să-l pui la televizor asta, da? Și hai să facem asta. Și au început să le... Atenție, Mădălin, pașaportul la biologic nu bingăne, le-ar un bec roșu. Nu bingăne la anomalii. Nu bingăne. Adică, ăia nu sunt medici, nu te anunță, știți, doamna Simona, am văzut că aveți probleme la ficat de la analizele de sânge. Nu, ăla bingăne în momentul în care te-ai apropiat vizibil, palpabil, de dopaj. Deci eu ți-au ție sânge 12 ani și ți analizez ultimii
12 luni, ori 12 ani, să ducă în 144 de analize. Dar nu mă interesează că tu n-ai un rinichi, eu nu-s medic, că tu sângele circulă mai repede. Dar în momentul în care sângele lui Mădălin Voicu începe să se apropie de... Să sunăm pe Mădălin Voicu. Mădălin Ionescu, da. E ok, nu e nicio problemă. Da, corect. Știi? Ti. Opa! Bă, se întâmplă ceva. Atunci... Am mai fost, apropo de asta, paranteză, scuză-mă, am mai fost întrebat. Cea mai tare întrebare asta a fost, bă, dar vioara aia... Da. Chiar, și eu am întrebat. Chiar era atât de scumpă. Și eu am întrebat. Mă întrebau ăștia, adică a fost o perioadă în care oamenii nu se mai uitau la față. Da. Mădălin, trebuie să fii Mădălin Voicu sau Ionescu? Povestea cu Zgabercea, știi, cu Cristi Zgabercea? Da, cu ceasul? Domnul Voicu are un ceas, cred, nu vreau să greșesc, cred că este Yehudi Menuhin, semnat pe spate. Așa. Sunt 6 Rolex-uri ediție limitată. Da. Unul dintre ele, nu vreau să, sau oricum un ceas șmecher. Și pe spate semnat băiatul, nu știu ce, da domnului Voicu senior și a ajuns la domnul Mădălin Voicu. Și acum domnul Voicu îi zice lui Cristi Zgabercea, producător, da. Așa, da. Bă, zice, am auzit că te duci în Elveția, da, bă, ăsta nu se desface aici la noi, nu se bagă nimeni. El s-a mai încrasat, s-a mai care 50 de ani, ia-mi-l și el. Dar nu i-a zis ce, am un ceas. Și el a spus că Zgabercea, dai, bă, poate-i pe telefon ăsta, ceasul ăsta și mă duc. Și a ajuns în Geneva, în Zurich, nu vreau să greșesc să ne certe vorba ta, domnul Voicu, dar undeva în Elveția și s-a dus acolo, unde scria, bă, stai cu ceasurile. Când a intrat, n-a făcut un pas și a zis, cum eu, am și eu, îl ținea într-o, îl ținea în buzunar în batistă. Dar, uite, am și eu ceasul ăsta. Îi au tras imediat, ziu, automat, s-au închis toate alea, s-au închis luminile toți. A zis, tu, bă, nenorocitule, ce ceas mi-ai dat tu cu tare. Și i-au zis, ne scuzați că am reacționat așa, că l-a apăsat imediat pe buton. Dar pe ăsta al șaselea l-așteptam. Că pe alealte 5 știam unde sunt în lume și nu mai știam unde este al șaselea. Și ne-a luat și pe noi. Bă, nebunilor, ce era să mor de inima când dracu că e furat și voi. Nu, am reacționat prostește, zice, iertați-ne. Dar era o realitate și n-am vrut să ieșiți, să plecați. Bă, zice, ce murea de inimă. Mi-a plăcut cum a ieșit. Senzațional. Senzațional momentul. E de motor la tine. Dar vreau să termin cu povestea asta totuși cu sportul românesc. Cu o părere de ta despre topul ăsta 3, care a apărut în toate reclamele, post de cendriste și așa mai departe. Nadia, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi. Bă, dar mai merita cineva să intre în top 3 ăsta? Adică noi nu mai avem... Gabi Sabo, de exemplu, de ce n-a intrat niciodată? Că e un guroică. Care îi bate la performanță. Dacă mă întreb pe mine, doamna Lipă. Lipă? Și participantă la șapte. Pațaichin. Mai vorbim. Și noi nu i-am prins pe cei de dinainte. Dar Sabo, eu pentru am avut noi... invitată. Mă uitam pe medaliile pe care le-a obținut această femeie. Da. Ok. O mână de om. Mână de om. O mână de om pe românești. Multiplă campioană olimpică mondială, da. Europeană. Am avut pe Viorica Viscopoleanu, am avut pe Iolanda Balaj. Noi nu i-am prins. Nu era epoca YouTube-ului. Și știi cum zice, nașca pe partea mea nu-l cunosc. Asta înseamnă că l-ai uitat pe Pele, că nu l-am prins. Da. Ce l-am prins? Și așa mai departe. Am avut niște sportivi uriași. Într-un sistem, hai să, gata, nu luăm de la capăt, că era bun și era... Într-un sistem care era cum era, dar care... funcționa și care era mândria asta să fii mai bun decât registul, albanezul, bulgarul, ce deja aveai 10 țări pe care trebuia să le bați. Ale socialiste. China, ale socialiste, China, clar. Cuba, venea Cuba la box, bă, eram în centura de aur, mănușa de aur, ușa, hai tată la box. Da? Trebuia să-i bați, adică trebuia să bați inclusiv poporul cubanez, frate și prieten. Chinezul era cu gimnastica, regiștii și așa mai departe erau cu atletismul, cu alergăturile și cu săriturile și așa mai departe. Era Stefka Constantinov acolo peste Dâmbovița, peste Dunăre, pe care trebuia să o învinge. Erau ăia care se pricepeau la judo, erau sârbii la polo, croații și cu aia la basket și așa mai. Adică i aveai, pe ăștia trebuia să-i bați. După aia mergeai mai departe și te luai cu americanii și cu rușii. Și rușii, da? La început era mai târșă, după care ei n-au călcat pe cap, ai și noi. Și ai pe oamenii aceștia mari care nu au avut parte de PR, că aici e problema. Știi, gândește-te cum ar fi fost, adică, nu știu, s-ar putea să forțez un pic, dar gândește un Jordan, adică Nadia la nivel, Nadia care acum dărâmă America, vorba aia. Dar până în 1989, până în 1 decembrie, când a pus piciorul pe aeroportul JFK, era Nadia aia care în 70 și băi, la Jocurile Olimpice de la Montreal, n-avea, ce, era o profesoară la... N-avea marketingul, n-avea... Acum sunt răutăcios. La valoarea ta nu joci cu două ceasuri pe mână? La valoarea ta nu ai două ceasuri pe mână, numărul 1 WTA? La valoarea ta nu ai o șapcă, echipament sportiv? La valoarea... A, le mulțumesc celor care te-au sprijinit. Băieții ăștia din România, băi, tata, ați fost la început alături de mine. Ăia cu apa minerală și aia cu dulapurile. Toată stima. Toată stima și vă port în inimă și mergem împreună. Tăticule, dar tu ai jucat multă vreme fără echipament sportiv, fără siglă, adică cu echipament sportiv, dar fără brand. Nu, asta e o chestie de marketing. Asta e o problemă. Păi nu-mi iau o mașină și nu mă duc cu o linie la Eliene, nu știu care, cu tare. Este de management, da.
Dar nu e treaba noastră. Atitudine. Nu e treaba. Păi stai mă, și cu cine a deranjat? Nu, tată, uite cu salatiera, hai noroc, hai noroc. Da. Scrie pe ea Roma, scrie... Poate și pentru că n-a făcut parte din aceste circuite, mă rog. Dar bat la ușă, la o agenție, la ceva. Băi, știți să faceți, mă, marketing, brand. Faptul ăsta a exclus-o puțin din niște combinații care poate da. Fi ajutat-o, da. N-ar fi trimis-o în zona în care este acum. Da. Habar n-am. Poate n-a... Da, dar uite la Popovici pe partea. Există vreo mafie a pariurilor la tenis? Habar n-am. Oh. Bă, exista, nu? Poate n-a intrat în circuitul ăsta, nici în circuitul ăsta. Poate n-a știut pe unde ce uși se deschidă. Poate. Da, iarăși nu, știi că lumea ne privește o să spună acum așa, mă, și cu ce v-a deranjat pe voi că n-a avut hale pe sponsor, nu știu care. Pe mine nu m-a deranjat. Păi nu ne-a deranjat, bă, e casa, e banii. Dar vreau să spun că e păcat, tu fiind atât de șmecher și atât de bun sportiv, să nu, da? La Nadal, să, nu joci la nivel, să nu joci, da, adevăr, la nivelul la care joacă. Da, viața ta să fie un pic mai acei 15 ani cât... Este acest curaj care ne lipsește nouă ca români, această atitudine pe care nu o avem și în raport cu entitățile străine. În continuare ți-e jenă să spui în afară că ești român. Eu încă nu înțeleg treaba asta. Și... Florin Călinescu a spus-o pe asta. A zis, băi, hai să luăm Iorița, să o trecem prin niște țări, prin lumea asta. Mergem în Japonia. Vine aia, în primul rând, că așa cu tare. Bă, diseară, ies Shotokan, mă, cu cine bă trebuie să mă bat? Ha, învăț karate cu tare, pun parte în parte cu aia. Americanul, bă, mi-a încălcat proprietatea. L-am prins pe ăla, pe baciu moldovean și cu ce? Nu discut. Românul, bă, în primul rând că mă înțeleg cu aia, e un prim semn de întrebare, dar o dăm, comuniunea om-natură, miturile poporului român, ok. Ia zi, oaie, care-i treaba? Bă, la noapte o ai grea. Bă, asta e. Păi, dar luptă-te un pic cu aia. Nu, tu să-mi cânti așa duios cu fag, să stelele și luna. Băi, băiatul meu, din aia să... Da? Că să pescă, da. Dacă îi bați. Păi de ce? Dacă așa... Ia uite cum e scris. Eu mă las așa. Doamne, doamne, acolo șasul. Băi, lasă, doamne, doamne, că ea vin în două ore. Hai să rezolvăm cazul. Nu m-aș băga. De ce o ardem, bă, pe fatalismul ăsta? Ce-i cu fatalismul ăsta? Eu nu înțeleg. E o chestie de genă, de la prea multe aplecări. Înțeleg că a fost aici hub. Da. A fost un hub. Păi te-au călcat toți. O intersecție, uite, de drumuri ale migratorilor. Anul ăsta este anul Cantemir, pentru că el trăi 50 de ani, 1673-1700. Așa, e și de la naștere și de la moarte. Sunt 300 de ani cu 350, da? Anul Cantemir. Cei care, istoricii, nu noi, spun că este cea mai luminată minte și este primul principe. Fost savant, da? Inclus în toate enciclopediile mondiale, tare recunoscut. Perfect, da? Până și Turcia a fost pașă cu trei tuiuri. Trăitorii n-a avut niciodată vreun domnitor, să zicem, consilierul român. Consilierul Petru cel Mare, consilierul ăla... Trăitorii în administrația otomană însemna enorm, deci până și el recunoșteau... Și având castel acolo, se mai păstrează și astăzi ruinurile, mă rog. După aia s-a retras la Petru cel Mare. Bun, unde îl studiem? Nicăieri. Noi mai învățam descripție Moldavie, istoria ieroglifică, gâlceava înțeleptului cu lumea sau județul sufletului cu trupul, atât. Dacă apucai să le citești bine, dacă nu, unde îl mai studiem acum? Ce Cantemir, mă, lasă-mă, e pe vreun ban, mă? Nu mă scuză, în clasa 4-a ai noștri învață tratatul de la Maastricht. În clasa 4-a, nu? Poate că... S-a băgat istoria Holocaustului, un lucru foarte bun, în clasa 9-a, nu mai bine învățăm pe a noastră? Și după ce o tocăm așa, uite bă, cu tare. Pe de altă parte însă, uite-te, Mădălin, că avem Olimpiada Internațională de Astrofizică, primele trei locuri, să ducă ea în Indonezia. Potențial avem în continuare. Și așa mai departe. Dar sunt ăia din sport, cei care vor și profii ăia nebuni. Da? Uite-te la ei. Sunt ăia 4-5-5 care învață și vor și un prof care săracul primește două conserve și 22 de euro. Entuziast. Exact. Ciudat. Care zice, bă, îi văd pe ăștia că trag. Cum n-ai, bă, mă, să-i las? Uite, sunteți 5-5 aici care trageți. Atât. Ce face statul român? Îi premiază cu 2000 de ron. Mamă, rupă ăia, mă, două ăia cu tare. Ia-i, bă, bagă-i niște programe. M-am dus la un liceu internațional cu profil turcesc. Te plângi că n-are cine să-ți facă digitalizare la ANAF. Exact. Bagă-i, mă, poșta de la robotică. Ești nebun, poate-ți vin cu niște soluții. Veniți, bă, în coașii, dă-le 2000 de euro. Nu știu, habar n-am. Pe lună. Da? Era o fată de 15 ani care zicea că a făcut o stație, o planetă sustenabilă. Ce a făcut? Zice, făcuse o chestie, a luat-o NASA a doua zi dimineață. A zis că a făcut o chestie pentru 10.000 de oameni să-i mute pe acolo și era cu apă, cu nu știu, adică ceva la 16 ani. Și când ne-am cunoscut-o a zis, vreți să vorbim în engleză, în turcă sau în română? Nu, lăsați, hai pe românește și așa mai departe. Adică avem niște copii geniali, da? Dar ei se pierd. Pentru că am făcut într-un podcast cu un copilaș genial, senzațional, Patrick din Moldova, 7 anișori. Și, dar nu, că omul, nu. Adică el, țac, 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 dădea pe un ecran o țară și el spunea capitala, ce suprafață are și așa. Dar nu învăța mecanic. El știa tot, te călca pe cap. Și l-am întrebat pe tatălui, băi, nenicule, a zis, ce să fac în Botoșani?
Nu vreau să jignesc, dar ce? Că el se plictisește în clasă, că el știe toate alea? Păi nu venea americanul, care ești bă miez aici? Ăsta, hai tată să-l luăm, să-l băgăm într-un program special. Habar n-am, cu încă 20 de copii deștepți, nu știu cum se procedează. Luăm unul din satul mare, doi din Botoșan, doi din București. El încezește acolo, nu se pierde, că el continuă să dea. Da, da, da. Exact ăla de care vorbeam când intra în clasă. Băi, tu ca prof de geografie nu vedeai niciunul șmecher în clasă la sport. Dar proful ăla când intra, vedea 6 dintr-o clasă. Gândește-te baza de selecție. Și aria fizic, dar și baza de selecție. Acum intră 8 inși în sala de basket, îi iei pe toți 8. Că tu trebuie să plătești sala ca antrenor. Lasă basketul propriu-zis tehnico-tactic. Eu cu ce plătesc sala în care... Ai băiatul în domeniu, da, și știi foarte bine. Cazuri concrete. Da. Înainte intrau 40 și zicea, doamnă, cu tot respectul, repet, dați-l pe băia la vioară, la chitară, că uite, pare mai... poetul. Da. Da? Acu ei pe toți o veniți în coa. Păi, dar el e un picuț. Lasă-mă că faci în el. Ce să faci, mă, ești nebun? Adică trebuie să ai, știi? Părinții plătesc și vin și spun al meu de ce nu joacă. Toate mămicile să, dacă ai fost la un meci de fotbal juvenil, îl nebunești. Păi, al meu nu joacă și așa mai departe. Da? Îl duc forțată, la săracul nu vrea. Bă, nu iubesc fotbalul. Tactul era să iasă fotbalist. Și-a rupt piciorul și n-a mai putut. Tu trebuie să arăți acum că noi... Dar băiatul nu s-a aruncat în sămânța aia. Băiatul citește cărți. Îi place să uite pe YouTube, să afle lucruri deștepte. Nu! Toți din clasă joacă fotbal. Tu trebuie să faci un sport. Doamne, dar dați-l sau, domnule, dați-l pe ceva... Bun. Nu, fotbal. Și îl duce și ăla săracul, e într-un cot, să vede. Da, da, da. În poza echipei, știi? De ce îl chinui? Nu, dar îl dau la fotbal în ideea că va câștiga, că ar putea exact. Ajunge să câștige, nu știu cât. Mă scoate din foame, domnul Geo. Domnul Geo, mă scoate din foame. La tenis te costă mai mult să investești. Da, da. Într-un puști și să-l ții acolo. La fotbal, hai să zicem că mermelești și dacă prinde un contract bun, te-a scos și pe tine ca părinte din... Corect, dar trebuie să aibă talent, nu-l iei așa să... Asta zic, nu e o chestie, gândește cheița, așa. Gata, mă, la orice sport... Dar aia reușesc și sunt atât de dezinhibați copiii din afară. Sigur că ești și scelerați în programele lor de învățământ. Sunt și cazuri de-astea. Și sunt foarte însingurați de la un punct. Da. Societatea e cum e construită. Dar pe de altă parte, investesc enorm în aceste aptitudini. Sunt foarte atenți la... Primii ani studiază mai mult. Îi studiază. Păi nu știi, încarcă cu tot felul de nebunii. Toți mari... E o mafia manualelor. Da, exact. Exact. Fiecare trebuie să demonstreze că e mai deștept ca ăla care a scris o carte înainte. Tot avem, felul de noțiuni. Avem informatica pentru călărași. Fiecare profesor trebuie să dea 30 de exerciții, indiferent că la geografie sau la ce-o fi copilului temă acasă. Și ăla te întreabă, după ce am făcut două, de ce mai fac încă 12 la ca fel? Și cum ar avea o singură materie. Am lămurit-o că mă pricep la astea. Da. Da, de ce mai fac și așa mai departe? Dar uite, ca să înțelegem diferența, că noi venim și așa, suntem părerologi, dar vin oameni care au făcut treaba asta. Virgil Stănescu, unul dintre primii 10 basketbaliști din istoria României. Și aici așa, fii atent, Cătăline, diferență. Aici și aici. Aici România e Statele Unite. El obține bursă să se ducă să joace basket în Statele Unite la University of Alabama. Nu vreau să greșesc. Colegiu. Bun. Diriga îi spune, bă, băiatule, româncă, lasă-te de carte, că tu ești pe bă, du-te bă la sport. Transversează, cum ne zice neapuiul, transversează not Atlanticul, glumim, da, se duce acolo și ăla zice așa, n-ai note bune, nu prinzi echipa. Diferență de 3 luni. Și el nu crede, nu că nu crede, dar nu, bine mă, hai, că așa zice, stă o să învățăm. Și se duce la primul meci și lipsește conducătorul de joc. Mă, dar băiatul ăla care așa, păi n-are note. Vă sunteți nebun, noi pierdem un meci că ăla n-are note? Da. Vă nu sunteți întregi la minte? Și meciul următor și așa mai departe. Și l-am întrebat, băi, Virgile, stai mă, oprește-te puțin. Adică ăia toți în Harvard acolo, bă, toți termină numai pe Stanford, pe MIT, pe ce? Și a zis, pe MIT, nu. A zis, în momentul în care simte că unul nu poate, îl cheamă deoparte și zice, meditator. Vezi că e rămas în urmă, nu mai prinzi echipă. Da, performerul trebuie să fie performer. Altă, ce vedem noi prin filmele alea cu college? Alta mentalitate, da. Da? De-aia... Noi a zis, băi, lasă-te-mă de școală, dă la coș, că ești bun. Că nu poți să le duci. Da, bă, chestia românească, ca și la meciurile naționale, alea puține care au mai fost cât de cât mai vizibile sau mai interesante în ultimii ani. Bă, dai un gol, până în momentul 70 reziști, ai 1-0 și dintr-o dată antrenorul scoate atacanții și... Deși ăia nu te dominau, nu erau pe tine, nu erau pe tine. Ca să rămână așa și te blochezi, te bagi într-o cazemată. Nu știu, probabil și sfârșești. Cum a fost cu Suedia? 1-1 sau nu știu, Norvegia, ne-am egalat în ultima minute. Aveai șansa să te califici.
Multe meciuri de genul ăsta. Asta e mentalitatea, că ne prăbușim înainte de a reuși ceva. Cu totul, că, de exemplu, noi dacă suntem fotbaliști și vedem că antrenorul o comite, băi, ne trecem peste el ca să ne calificăm și ne ceartă el după aia în vestiar. Dar o lăsăm și noi moale, știi? Băi, să nu băgăm pe ăsta în seamă că nu e ok ce zice. Nu cred că e ok. Hai să jur. Nu, băi, cu tare. Dar e Miorița. Știi? Ăsta e mitul popor. Că acum cei care se uită la noi și profii de român o să ne certe și o zică, băi, încercați să demitizați miturile fundamentale popor. Băi, la Miorița zice, băi, să mă îngrop, să-mi fluiere ăla, să nu știu ce cu tare. Băi, e multă dramă. Știi? E o jale în continuu. La noi dramă. Este așa nea... Băi, unde-i soarta asta? Universul ăsta românesc, mitologia asta românescă, e multă dramă. Și în literatura românescă curge sânge mult. Da, da, și o jale. Și o jale și... În același timp, pentru că vorbeam despre Cantemir, că zic, băi, stai un pic să luăm și factorii geopolitici, economici și așa mai departe. Păi în momentul în care Cantemir, care era un principe luminat și care ar fi putut, nu știu, să stea 30 de ani în Moldova și să scrie 30 de cărți, nu că n-ar fi scris 50 după ce a plecat acolo, avea așa, dă deasupra, să terminase un pic cu polonezii, cu leșii, nu știu ce, dar avea poporul rus, frate și prieten, care începuse să, da, voia să ajungă la Marea Mediterană, expansiune, lasă-mă Marea Neagră, bă, asta, eu trebuie să ies acolo că nu am, am sus la Arhanghele și 6 luni pan, că după aia îngheață. Aveai pe băieții din Imperiul Austriac, da, care trăgeau încoace și erai la munte, la granit, da, da, erai pe Carpați, da? Da? Și aveai poporul turc, frate și prieten de jos, care tot timpul te-a suprit. E, tu ești țărișoara aia atâta pe hartă. Nu este o scuză, dar hai să nu uităm. Da? Tu ești țărișoara aia pe hartă. Unde te întorceai? Cu cine? Ce alianță? Nu mai vorbesc de hanatul tătăresc și așa de tătar. Și... Lasă-i, băi, uite, nu mai pune. Scoatem leșii, tătarii și... Ruși, austrieci, trei imperii uriașe, da? Trei forțe. Ce faci tu? Că tu ești atâtic, așa. Ai munți, păduri și râul Prut. Și Siretul. Ce faci? Te aliezi cu unii, te cu tare. Dar nu ești, nu ești lăsat să evoluezi. Și ăla zice, îi iau pe ruși, te bat turcii și trebuie să fugi din Moldova, că n-ai nimeni, ai tras bățul prost. Da? Și te duci... Am rămas la graniță, la margine. Da, te exilezi și... Suntem acel popor de la margine care nu trebuie să fie prea evoluat. Ce ar fi el face aici? Tipografii, lasă el fizic. Băi, mă apuc, mă bag într-o cancelarie domnească și scriu cărți în continuu. Da? El, băiatul știind, unii zic 9, unii 11 limbi, dar nu asta e ideea. Ce ar fi făcut el aici? Băi, să înființase academiile. Da, cât de cât, bă, hai să facem școale. Da? Hai să facem tipografii, tiparnițe. Tipărim întâi de astea bisericești, după aia mai tipărim și o istorie și o geografie. Vedem și noi că de la râm ne tragem, cum a zis ăla cu tare. El săracul, a zis, bă, am tras prost. Am ares ruși, am mâncat bătaie, m-am pupat. M-am retras acolo. Hai, 12 ani, stau eu pe la Moscova, pe la... Și-a dat seama că... Nu mai are ce face pe aici, sunt așa. Îl mirleu. Îl foarte mirleu. Mulți în istorie, Mădălin, foarte mulți. Și atunci te întrebi, stai mă, dar noi, nu? N-am fi trebuit să avem și noi o perioadă, adică când zice la și fuse atunci 30 de ani, băi, vorbim de 2 milenii și tu alegi 30 de ani, că a fost liniște? Noi vorbim de 2 milenii de istorie, da? Am plecat pe al treilea. Și tu spui, păi a fost 30 de ani de liniște, păi stai, aia 30 de ani de liniște, e atât ca într-un ocean, nu? Și atunci ce faci? N-ai avut forță, nici forță terefane când sufla în fluier, haide bă să ne mai adunăm că aveam iar o luptă. Și îi lua pe aia, ciungi, chiopi, orbi, chiori, că nu poți să duci 47 de lupte, că n-ai de unde, de unde duci. Mai otrăvești tu fântânile. Ce popor își otrăvește, mă, fântânile? Ce popor își otrăvește propriile fântâni? Și zice în toate cărțile de istorie, dând dovadă de o inteligență incredibilă, noi ne-am otrăvit fântânile și am tăiat spicele ca să nu mănâncă turcul. Să nu mănâncă și gura turcului. Aveam păi apă. Nu, dar n-aveai tu ce să... Aveam apă multă, mă. Față de alții am avut. Aveai apă plată. Mai să poai una lângă, da? Da? Da. Da. Deși era infestată apa. Am mai zis bancul ăsta, la retragerea aureliană, pleacă Aurelian, vine aici, îi adună pe toți romani, hai bă, că hai să mergem acasă. Și pe podul lui Apolodor de Damat, el primul. Și aia tot în spate. Să uită așa în spate un pic. Băi, cu neamul prost să nu te pui niciodată. Hai bă. Știi? Aia tot, legiuni, Flavia, Gemina, cu tare. Băi, cu neamul prost, n-are rost, mă. Hai, hai acasă, știi? Și da. Asta cu retragerea, iar e o poveste, cea mai stranie poveste din istoria noastră, dar e o chestie pe care n-aș dezbate. Dar uite-te că, exact cum zici tu, până să ajungem la Miorița, e Glad Gelu și cu băieții care pe Glad, pe menumărul, pe aia cine-i îngroapă? Calul, bă, băiatule, de ăla cu copita. Hop, hop, hop. Și aia cu nume românești și ăștia, da. Glad, nenumărut, toți, nume românești autentice. Da. Băieți de-ai noștri, apropo de viața ta, mă întorc, mă duc la o poveste interesantă, ai vorbit de faptul că nu prea bei apă.
Apa... Ai rămas așa, în situația asta? Acum nu, că m-au cam prins și... Te-au prins și ți-au zis, bă, dacă nu bagi apă... Apropo, dă să-i... E o gură de apă. Nu intră deloc. O Pavel Curuț l-am prins la un moment dat, bea 4 litri de apă cu întuneric pe zi. N-am ajuns chiar așa. Dar a trăit la, până la 70 ceva de ani. Era mai mare la față. Da, și scria și multe cărți. Și scria și multe cărți și nu prea dormea. Era efectul secundar. Da. Nebând cafea, am găsit o prietenie, am legat o strânsă și frumoasă prietenie cu apa cu întuneric. Da, înțeleg că nu ești nici cu alcoolul. Nu. N-ai fost prieten cu alcoolul? Nu, nu. Nu, deloc, deloc. Adică beau bubble rub. Nu refulezi în nimic? N-ai niște nebunii? Mâncărică. Aici, da. Pe mâncărică ai stat... Da, am stat bine, recunosc. Exact cum spui tu, unii beau, alții se duc la curse de motociclism. Mie alții mi-a plăcut Micu și papanașul cu gem de afin. Papanașul cu gem de afin. Și m-am dus și am făcut un interviu cu Xavi Pascual, cu marele antrenor al celor de la Dinamo, de la 9-10 ani de zile la Barcelona. Și mi-a zis, Catalino, nu, greșeală mare ce face. El îmi spunea, dumnea lui, Catalino, nu, greșeală mare ce faceți cu papanașii ăștia că pune gem de afin. O dăduse în pămâncare, lasă bre astea cu hambalul, că l-am prins că omul era gurman și zicea, ceaunel, cocoș, am dat-o. Pleca, băia ne mai ziceau, băi, domnul e la hambal, ar mai trebui să-l mai întrebi. Bun, și zice, Catalino, nu, niciodată nu pui pe papanaș gem de afine. Dar ce pui? Ciocolată, tată. Pur pe papanașul românesc, așa ciocolată. Și așa făcea. Și se uita la fiul dumnealui care făcea semn. Când mai stă, zice. Că e foame. Zic, ce aveți? Așa ca idee. Și a zis, cocoșel la ceaun, nu știu ce, și papanașul. Zic, gata, tată. Deci cei care vin aici, văd papanașul, dau afine deoparte, pune bă ciocolată. Da? Altceva. Rămân cu niște experiențe. Da. Cred că singurele... Așa și cu mine. Apă, nu știu, m-am despărțit de ea. Am avut în cap citatul lui Dănuț Lupu, apă bei, apă joci. Apa nu e bună nici la genunchi. Înțelegi? Da, apropo de apă. Citeam la un moment dat o istorie a fotbalului românesc, în afară de asta scrisă de tine despre istoria națională, despre generația asta anilor 70. Cea mai mare din toate timpurile. Așa. Bețivi, asta vreau să, asta bețivi zic. În sensul din... Vreau să vorbesc despre bețivii din fotbalul românesc, da? După pauză, că intră exact, în citatea. Exact. Sunt și niște mari nedreptății. Nu jignire. Adică nu, jignire. Ei spuneau, păi Semeghini e bețiv? Păi tată, eu am fost Dumnezeul bețivilor pe lumea asta ca sportiv. Într-adevăr. Hai că vorbim despre știrea astea. Da. Senzaționale, absolut senzaționale. Avem, ești un tip care, sigur, e doxă pe zona asta sportivă. Ei. În afară de cărțile pe care le-ai scris, ai niște am scris mai multe cărți decât am citit. Ai citat mai mult decât ai citit, da? Da, exact. Asta, cine a zis? Da, am pus jos aia cu bibliografie. Dan Puric a zis asta, Pleșu. Andrei Pleșu, citează mai mult decât a citit. Ne întoarcem cu faimosul Cătălin Oprișan, spumosul, efervescentul, spectaculosul Cătălin Oprișan, în doar câteva momente. Nu ratați această ediție extraordinară.